Să le vedem pentru prima. Stai să revin un pic. Sunt ok. A. Crin. B. Trandafir. C. Lotus. Sau D. Orhidee. Asta e pe domeniul meu. Măi, este destul de mult pe lângă mine. E sub alternul tău, am înțeles, la blog. E și la flori? Da. Face treabă bună. Chiar uneori mai bună decât mine, o să râzi. Deci el față de mine, de exemplu, ar deosebi aceste flori. Eu habar n-am. Da, de deosebit le deosebește sigur. Bun. Eu sunt convinsă că o să răspundă bine. Bun, de unde vrei să joci bila? De pe 4, totuși. Hai să poziția jucăm 4. Semi-safe, nu e chiar safe. Oricum s-a dovedit că n-are nicio treabă. S-a dovedit că Zidu are minte proprie. Zidu are... Dar te place foarte mult. Da. Eu cred că mă place atât de mult încât îi place să mă țină în șah, așa. În suspans. Hai să lansăm bila. Îi dau pupic? Dă-i. Și a plecat bila, se duce la poziția 4 și întrebarea la Ciprian. Ce tip de floare reprezintă simbolul regalității franceze? Crin. Trandafir. Lotus. Orhidee.